din punct de vedere macroeconomic, am văzut că foarte mulți dintre dumneavoastră sunteți preocupați puternic de indicatorii macroeconomici, de corelarea dintre industria asigurărilor și macroeconomie. Trebuie să vă spun ce am constatat eu uitându-mă pe anumite, pe cifrele macro și pe cele din asigurări. Există o corelare între economie în general și industria asigurărilor. Cele două grafice sunt paralele, deplasate cu undeva între 6 și 12 luni. Pentru că nu există date decât la, și din 6 în 6 luni la nivel macro, nu pot să vă spun exact câte sunt. Undeva, să zicem, în jur de 9 luni, industria asigurărilor este în urma economiei în general. Deci dacă România anul acesta va ieși din recesiune și industria asigurărilor cu un decalaj de 6 luni va ieși din recesiune. Mai mult de atât, volatilitatea industriei asigurărilor este în general este dinamic, deci nu e constant în timp, dar se pot spune lucruri despre asta cam de două ori mai volatilă decât economia în general. Deci în perioada în care economia României, să zicem, a crescut cu 7%, industria noastră a crescut cu 15, 20%, nu, este puțin, este dinamic relația, deci nu e fix înmulțit cu 2, e, mă rog, se face o ecuație, e simplu. În perioada de scădere, atunci când a fost minus 8% scăderea economică, era normal ca, din nou vorbim cu un decalaj de jumătate de an, și scăderea industriei asigurărilor să fie de minus undeva la 15%. Anul acesta, dacă scăderea economică a fost undeva la 2%, de asemenea e normal să vedem încă o scădere a industriei asigurărilor undeva către 4, 5, 6%. Da? Dar ea își va reveni, deci trendul cu un decalaj din nou de 6 luni. Deci dacă, în opinia mea, era o șansă foarte mare, România era pe cale de a ieși din recesiune în trimestrul 2 în 2010. După aceea, măsurile politice, economice care s-au luat și despre care nu mai discutăm, au dus la o scădere nouă economică în trimestrul 3. Probabil trimestrul 4 va fi zero sau poate chiar o ușoară creștere economică. Din trimestrul 1 vom avea din nou creștere economică și putem spune reluarea sau ieșirea din recesiune, trimestrul 1, trimestrul 2 anul acesta. Și atunci, probabil că în al doilea semestru din anul 2011 și industria asigurărilor va ieși din recesiune. Pe de altă parte, sigur, nu este cazul să ne gândim acum la măsurile foarte proaste, politice, cadru legislativ, instabil și toate acestea. Ele sunt la fel în România de 20 de ani și probabil vor fi în următorii, din păcate mă tem, și în următorii 20 de ani la fel. Industria asigurărilor a crescut ca și întreaga economie, aș zice, în ciuda proastei gestionări din partea clasei politice. Deci se poate crește, se poate crește sănătos. Acum, e o mare diferență și întrebarea dumneavoastră, cred că chiar așa a fost pusă. Cum vedeți piața asigurărilor? Piața asigurărilor se împarte în două, nu? Cifra de afaceri, care ar trebui să-și revină puternic sau, mă rog, să treacă pe plus în acest an pentru firmele din asigurări și profitabilitatea. Profitabilitatea nu va trece pe plus în acest an, pentru că, așa cum spuneați, la fel există și la nivel macro diferența dintre economie și câți bani vor avea oamenii în buzunare. Oamenii nu vor avea bani în buzunare de anul acesta, pentru că există din nou acest decalaj de 6 luni, un an, între momentul ieșirii din recesiune și momentul în care cetățeanul de rând simte că îi cresc înapoi banii în buzunar, să zic așa. Da? Deci simte nivelul de trai crescând și atunci se uită și către produsele de asigurări și către consum în general. Deci probabil profitabilitatea în industria asigurărilor va veni abia la anul. Sunt multe restructurări, a fost o creștere agresivă a sectorului asigurărilor care s-a întâmplat prea târziu, v-a prins prea târziu pe ciclu, v-a prins în 2007-2008,
firmele de asigurări alergau după cotă de piață. Asta înseamnă să faci niște cheltuieli foarte mari, fixe, pe care mai târziu să le acoperi din veniturile variabile, deci din cifra de afaceri tot mai mare. Ori cifra de afaceri a scăzut 2009 și 2010 și e normal să nu le fi putut acoperi. E același lucru care s-a întâmplat în sectorul bancar, cu care eu sunt deosebit de familiar. Norocul lor a fost acolo că această creștere, dezvoltarea rețelei și toate aceste cheltuieli, ei le-au făcut cu 2 ani înaintea dumneavoastră și a prins un pic mai pregătiți, deși nu prea. Dar sectorul bancar, de exemplu, va ieși din recesiune, în sensul că vor avea creștere în acest an și probabil vor trece și la profitabilitate în acest an. Asigurările vor trece înapoi la profitabilitate, probabil la anul. Mai este o mare diferență. Sigur, dumneavoastră ați invitat aici cele mai importante personalități din industria asigurărilor și pe liderii de piață. Dar atunci când vorbim despre piață în general, sigur, putem spune piața va scădea cu 5%. Dar pentru un jucător care are o cotă de piață de 1, 2, 3, 5%, este un moment de extraordinară oportunități. Nu pot spune am 1%, piața va scădea cu 5% și eu, vai de mine, ce rău o să-mi fie. Am 1%, pot să cresc până la 10%. Am un potențial absolut imens. Am trăit aceeași experiență și în domeniul bancar. Sunt bănci cu o cotă de piață de 2-3%, cărora le-am spus că dacă vor se pot declara și banca unei minorități, orice fel de minoritate. Avem o grămadă de minorități care au 5-10% din țara asta. Se poate crește pe aceste segmente de piață, deci companiile de asigurări de nișă sau care sunt foarte mult axate pe anumite produse, au posibilități foarte mari de a crește în perioada aceasta. Despre asigurarea locuințelor, asigurarea obligatorie, cu siguranță o parte din potențialul care ar fi trebuit exploatat imediat atunci, în 2010, după ce s-a dat legea, pentru că oamenii percepeau atunci ca obligatorii acele asigurări, nu a fost utilizat și nu analizez eu acum de ce, că nu sunt analistul industriei de asigurări și mai ales nu vreau aici să critic pe nimeni. Ar fi trebuit acest potențial realizat imediat. Câtă vreme ceva este obligatoriu, se poate băga clienților pe gât acel produs foarte repede. Acum el nu mai e perceput ca obligatoriu până către mai, iunie, iulie. Și atunci va fi momentul din nou când produsele respective vor putea fi împinse clienților. Așa e normal să faci. În niciun caz nu trebuie să vă gândiți că românii au înțeles că nu mai e obligatoriu să facă acele asigurări. Este obligatoriu și dacă ieșiți cu un asemenea mesaj că este în continuare obligatoriu, puteți crește piața asta fără nicio problemă. Într-adevăr, cred că 2011 va fi un an în care instrumentele de asigurare obligatorii vor fi liderii, deci cei care vă vor ajuta să faceți cifra de afaceri apropiată de ceea ce vă doriți, iar celelalte produse vor trebui promovate cu mult mai multă atenție și probabil cu efort mare de marketing. Mulțumesc!